iar yoginii din întreaga lume au sărbătorit Ziua Internațională Yoga. Cu această ocazie, în piața cetății din Alba Iulia a avut loc în aer liber o spirală compusă din mai mulți practicanți ai acestei discipline din orașul nostru. Ajunși la fața locului, învăluiți de o ambianță muzicală, nu am știut exact despre ce este vorba, până am stat de vorbă cu liderul spiritual al grupului. Dragi spectatori, iată ceva neobișnuit pentru piața cetății. După concerte și festival de teatru, avem ceea ce se pare în spatele meu, o spirală yoga. Practicanții stau nemișcați de câteva minute și vor mai sta pentru încă 10 minute cel puțin în această postură, încercând să atingă o anumită stare spirituală. Sperăm să aflăm mai multe de la liderul spiritual după ce se va termina această mișcare de inițiere. După aproximativ 30 de minute de așteptare, exercițiul a luat sfârșit și am putut sta de vorbă însă nu cu liderul spiritual, cum am crezut inițial, ci cu un instructor yoghin din Alba Iulia. Aș vrea să-mi descrieți în câteva cuvinte ce s-a întâmplat aici și care este scopul a ceea ce am văzut. Deci în această zi se sărbătorește de către yoghinii din întreaga lume Ziua Internațională Yoga. Deci 8 octombrie este Ziua Internațională Yoga și cu această ocazie noi am urmărit să realizăm câteva posturi corporale specifice cu un scop de promovare, pentru popularizare, să cunoască lumea ce înseamnă aceste posturi corporale și care sunt efectele. Noi prin spirală realizăm o asemenea formă similară prin care captăm din macrocosmosul anumite energii. Efectele sunt multiple pe diferite planuri ale ființei, în special prin energizare generală, stare de bună dispoziție, elevare, transcendere. Nu am putut să stăm de vorbă însă cu cei care au luat parte la exercițiu din cauza timidității lor în fața camerei, așa că i-am lăsat discutând.